Prezent. Domnul Bezărău Petru. Prezent. Domnul Cujoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gălățan Ionel. Prezent. Domnul Hergelegeu Samuel. Prezent. Domnul Neacu Niculae Tan. Prezent. Doamna Ujoca Merea. Prezent. Doamna Coscuță Tanță. Prezent. Domnul Rapaila Adrian. Prezent. Domnul Rapaila Ciprian. Prezent. Doamna Vânt Olivia. Prezent. Putem începe ședința. Supunem la vot procesul verbal al ședinței din 19 martie 2021. Cine este pentru? Invităm doamna primar să supună la vot ordinea de zi pentru care ați fost invitat la ședință. La ordinea de zi ați primit-o, nu am niciun proiect de hotărâre pentru suplimentare, nici nu retrag niciun proiect de hotărâre. Supunem la vot ordinea de zi pentru care ați fost invitat. Se abține cineva, se împotrivă cineva, de unanimitate. Invităm pe domnul președinte ședință să conducă ședința. Da, mulțumesc. Raportul din starea economică, socială și de mediu a Comunei Udovești pentru anul 2020 și modul de ducere la îndeplinirea hotărârilor de Consiliul Local pe anul 2020. Dau cuvântul doamnei primar. Da, eu nu voi citi raportul, l-ați primit acasă, ați avut timp să-l citiți. Este raportul meu întocmit de mine în calitate de primar. Dumneavoastră, în calitate de consilier, probabil o să faceți raportul dumneavoastră. Domnul viceprimar face raportul dumnealui. Cine o să fie primar după mine o să facă altfel raport. Dacă să discuți imaginea raportului. Dacă văd că o să spui, mă spui eu. Mulțumesc. Doamna primar, am văzut că am citit raportul. Este foarte bine întocmit, foarte bine de apreciat scris, dar faptul că e mai puțin bine, din cauza a spus că este o mare transparență. În mediu am văzut că nu avem nicio persoană. Știu, de anul trecut că am fost la domnul secretar, că ați angajat o persoană pe mediu, nu știu că s-a angajat, că s-a dat afară, la 200, am înțeles. Plecat, nu pot să-mi dau seama, dacă era o transparență, ne-am ducea și nouă la cunoștință, la Consiliul Local, să știu și noi, poate băiatul nu stă din cauza salarului, sau nu știu nici, nu, chiar nu știu și nici n-am auzit nimic despre asta. Dacă vreți să deschideți raportul la pagina numărul 7, vreau și o clarificare la persoanele aflate în dificultate, cu pachete de date. Deoarece, întâmplător sau neîntâmplător, am luat odată pe Boriț, nu știu cum uiteam pe de Boriț, nu mă știu, dar femeia lui Boriț. Am luat-o și a zis că a fost la dumneavoastră și a plâns. Eu cred că era și ea în dificultate, trebuia să primească un pachet, dacă sunt, basta. La pagina, asta e la pagina, stați așa, m-am împucat, la pagina, asta a fost executat la pagina 5. La pagina 7, vreau să-mi spuneți și mie, dacă la tot Consiliul, suma asta de 1000, nu, stați așa, 155.820,97, asta este salariul sau... Eu vreau să știu, să aflu și eu, într-adevăr, câți bani s-a cheltuit pentru sediul primăriei. La sediul primăriei. Adică care este suma la sediul primăriei și mai vreau o clarificare, dacă vreți dumneavoastră, locuinții, servicii și dezvoltare publică. Iar aici o spun, chiar, sincer, nu m-am... Și o a treia clarificare, dacă vreți să mă mai dați, transporturi și văd că acolo cheltuieli aferente, obiectivul modernizare drum în interiorul satului Tisa Siluvieste. Care, că suma, știți că v-am întrebat atunci, așa a zis că nu e plătită și nici Asta. Iar în rest am citit toate hotărârile astea care au fost duse la deplinire, cu aprobarea dumneavoastră și cu aprobarea Consiliului Local. La următoarea ședință aș vrea să inițiez un proiect de hotărâri pentru, dacă sunteți, o să fiți de acord și dumneavoastră și asta, pentru închirierea postului centru de zi. Că am văzut că ați avut aici închiriere și dus la deplinire, l-a citit, că asta nu știu dacă cu încestate vă mulțumesc. Cu plăcere. Mai sunt discuții? Răspunsurile sunt în raport. Da. Domnul vrea detaliat. Detalierea o voi aduce în ședința care urmează. Eu nu le știu pe de rost sumele din ce sunt formate. Pot să fac detaliere, bine că detalierea va veni și la execuția bugetului, dar referitor la pagina 7, iar la Boris Victoria, o să aflu de ce nu a intrat la persoane defavorizate. Dar o să adurească până. Domnul Gălățanu, știți foarte bine discuțiile persoanelor. La mine nu a fost Boris Victoria. Dar nu contează că eu nu fac cu dumneavoastră împățișări cu oamenii. Dar poate am fi fost la doamna Irina, la asistență, sau o fi fost, eu nu zic că nu a fost. Da. Dar eu o joc Adriana, nu a fost la mine, că aș fi văzut de ce nu ea. Mulțumesc, doamna primar, încă o chestie, dacă vă puteți de acord, că la asistență socială am văzut că aveți o persoană, la urbanism nu aveți nicio persoană, dar... Da, avem o persoană la urbanism, n-am avut anul trecut. Dar Nicuța nu e angajat de asta? Nicuța a fost angajat pe perioade determinate? Nu. Nu asta ați citit înseamnă. La ce pagină? Nu v-ați mai notat? Nu, nu am notat. Deci, având contract cu Consiliul Județean, asta reflectă în acest raport, nu aveam voie să eliberăm autorizații de construcție. Începând cu 1 ianuarie 2021, am obținut acest aviz de la urbanist de la Bacău și domnul Burcă va emite și autorizații. Încă o problemă, dacă oricând nu se scrie iar nimeni la cuvânt, am văzut că și la asistent social cu gradul de handicap. Cred că asistent social merge în teren. Asta ați avut nou asistați cu handicap. Asta care eu cred că știi și... Vorbiți de asistenție personală, nu? Da. Știi și o altă persoană de aici. Persoana care v-a spus-o eu dumneavoastră. Dar nu mai dau nume că din cauza să aude numele. Dar oricum să aude domnul, că să aude filmarea. Persoana, tot foarte bine. Persoana care a spus dumneavoastră că o și votat, care e lucru curios, nu-i de 5 ani de zile. În comuna mă rog. 5 ani, vă spun și câți ani. Și de asta vă spun dumneavoastră. Să fie asistentul social, într-adevăr, să meargă de asta. Vă referiți la Irimia, nu? Da. Da. Irimia m-am interesat atunci după ce a spus dumneavoastră. Deci Irimia are indemnizație de handicap. Nu are asistent personal. Indemnizația are procură doamna Dragalina, cum o cheamă, Iordan Dragalina, a făcut procură și la rândul ei, Drăgan a făcut procură lui domnul Vasile, nu știu cum îl cheamă. Drăgan. Nu Drăgan, Drăgan. Da, Vasile. Da. Atunci, imediat după ședința am verificat. Iar dacă se vede la asistență socială, doamna primar, dacă cu rugămintea, dacă vreți, într-adevăr, asistentul social, ăia două persoane care le-ați dat de la ajutorul social lungul Mihaișă cu Gărdeanu Floriene, într-adevăr sunt două persoane, eu care consider cât mai merg și eu pe comună, chiar într-adevăr ar merita să beneficiez. Nu, dar n-am mai venit la ajutor social, a spus că el luați dumneavoastră, nu știu la ce societate. Deci, serios, așa au spus că merg cu dumneavoastră, la Bacău, la servici. Nu știu dacă o văzut, dar eu am înțeles. Așa au spus. Deci noi am trimis răspuns tot după ședința trecută, că au mai fost discuții în ședința trecută, nu? Am înțeles duminică, că am înțeles duminică la Cituiești, eu zic și luniavă, Consiliul Luniavă și... Eu am zis și în ședință, dacă v-au zis aminte, da? Deci au fost discuții în ședința din Consiliul Local. Despre ei doi, da? Am trimis răspuns să vină, să înceapă din nou dosarul, deci nu au mai venit să pleacă la servici. Poate să vină, nu? Au putut și până acum să vină, că doar nu puteți, știți foarte bine că nu puteți... Corect, nu? I-am zis să întrebăm pe Mihai. I-am zis, mi-a duce și pe ceri. Au spus că pleacă la Bacău, că au servici. Mulțumesc, fac eu ceri. Acum știți ce se întâmplă? De fapt, nu sunt singura. Cred că v-ați lovit și dumneavoastră. Dacă vorbește cu mine, e ca la un divorț, știți? Dacă vorbește cu mine, îmi spune ceva, dacă vorbește cu Adrian, îi spune altceva, dacă vorbește cu domnul Sorin, uite cum am făcut discriminarea acum, tu ești Adrian, el e domnul Sorin, îi spune altceva și tot așa. Dar, deci asta e răspunsul lor. Ei pleacă la serviciu. Eu nu cred că să mă duc, chiar mă duc personal, nu ți plec, mă duc la ei. Atât? Atât. Dacă nu mai sunt discuții, supune la vot. Nu se supune la vot. Raportul. Raportul este o informare a primarului. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile... Vă pregăteați să nu-l aprobați, nu? Mai, iunie și iulie 2021. Informație la piață. Nu. Eu nu din nou valior, vedeați? Am o valior. Aici. Cine că te-a din Bănescu, vedeam. Domnul Gălățan, de la dumneavoastră am învățat. S-a aplicat puțin. Foarte bine, dar nu e ba da, este foarte, foarte bine să fie primarul tot din domnul. Nu e așa de bine. Ba da. Domnul, sărim de la subiect. Eu am o persoană care era în sala de ședință la școală, îmi zice așa, eu n-am să-l înțeleg pe domnul Gălățanu care a venit de la mănăstire și ne învăța să facem așa, așa. Și asta nu e rău. Dar ce am învățat? Dar eu de unde să știu, nu mai știu. Chiar n-am învățat nimic. Te-am în ședință. Da, sincer, n-am învățat. Dar nu-i treaba mea. Corect, organizația PNLB. Corect. Președintele de ședință, eu trebuia să iau cuvântul, pentru președinte de ședință, luna aprilie este luna cu care domnul Bezărău încheie mandatul de președinte de ședință, urmează în ordine alfabetică. Da, domnul de consilier. Nu, doamne, adică știu eu, iar revin, organizația PNLB. Nu se știe. Da. Urmează domnul Cujoc Mihai Sorin. Să punem la vot. Cine este pentru? Știu eu. Nu, 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 tu n-ai voie, e vorba că ai voie. E președinte de ședință. Are voie, numai dacă... Nu trebuie să votezi pentru el. Ca și vicile. Numai dacă folosești... Numai dacă votează ceva de unde trage un folos necuvenit. Da, da, da. Ești incompatibil cu o hotărâre de ceva. Da. Dar deci e datoria lui în calitate de consilier. Da. Trecem la numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență a comunei Udovești de Bacău. Da. Cei care au mai fost consilieri știu, în fiecare an aprobăm acest proiect de hotărâre cu planul anual privind asigurarea resurselor umane. Mai nou pot să vă spun că noi am fost chemați la o instruire pe comune, un număr mai mic de comune, prin care vom fi obligați, o să ne trimită și tematică, să înființăm un serviciu de situații de urgență. Serviciu care va fi direct subordonat Consiliului Local, un serviciu în care trebuie să achiziționăm mașină pentru stingerea incendiului, mașină cum au pompierii și cel puțin 3 persoane care urmează a fi încadrate. Dar până nu primim documentația, nu luăm în discuție lucrul ăsta. Până atunci funcționăm cu serviciu voluntar, cum a fost și până acum. Dacă sunt discuții. M-am numit doar cu prima, dacă... Dar nu poate, nu te șenești când era primar la copii. La ce? La Islazul nu vă convenea niciodată, când nici când erați primar. Gustazul de bea. Așa e, am văzut, a existat, într-adevăr, de ce nu ne-am anexat și dumneavoastră? Da, da, da. Pentru că vă spun eu de ce. Niște sume de bani, eu... Da, haideți să licitez, notați-vă. O dată să mi le-au luat material. Da? Haideți că mi le fac o copie, vreți? Nu, nu, dar puteam să le citesc, dar o copie. Dar e cam... Da. Dacă vreți. Nu vi le-am anexat pentru că nu sunt definitive. Deci aceste sume urmează să fie rectificate în funcție de banii care îi primim de la bugetul local. Iar vorbim despre ceva care nu știm. Poți să vă răscoșurăm? Da. Da, da, da. Păi de atunci noi putem să mai aprobăm hotărârea. Ei, domnul. Să avem să fie... Pentru că ați aprobat de fiecare dată. Da, nu e nicio problemă. Nu aprobați. Nu, eu nu sunt. Informare, înștiințare și abet... Deci, anexa numărul 2. Stați să încep cu anexa numărul 1. Anexa numărul 1 privind asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021. Funcția de sprijin, informare, înștiințare și avertizare. Necesar? Vedeți, dumneavoastră, ăsta e necesar. Necesar 4. Grad de asigurare, se spune 4%, 100%. Recunoaștere și cercetare, 2. Comunicații și informatică, 2. Căutare și salvare, 3. Descarcerare, deblocare, căi de acces, 3. Protecția populației, evacuare, cazarea de postirii, 8. Asistență medicală, prim ajutor calificat, 2. Localizare și stingerea incendiilor, 4. Asigurarea transportului, 5. Asigurarea energiei pentru iluminat, 2. Menținerea, asigurarea restabilirii ordinii publice, 5. Restabilirea stării provizorii de normalitate, 8. Acordare de ajutoare de prima necesitate, 5. Acordarea asistenței social, psihologice și religioase, 6. Implementarea de măsuri la episodii grave, precum și la cele de natură fitosanitară, 10. Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență. Centrală telefonică, 1. Materiale de informare, 300 de bucăți. Puncte de informare, 9. Amplificator voce portabil, 4. Acumulatori amplificatori, 8. Echipamente înștiințare, 5. Carburanță, 100. Centrală telefonică, asta au mai fost odată. Sirenă electrică, 1. Telefon mobil, 14. Telefoane mobile, nu știu dacă ați văzut cum au și care vorbesc, așa ar trebui să avem și noi cei de la, începând cu primarul, în stație, un fel de stație, da? Auto-utilitară, 1. Pentru recunoaștere și cercetare, adică, stați că am citit rău, astea primele cu este pentru informare și avertizare, ce era la punctul 1, acum vine pentru recunoaștere și cercetare, ce era și citisă mai înainte, motorină 200, binoclu 2, cameră video 1, calculator cu imprimantă 1, lanternă 4, marcaj de evacuare 100, coli hârtie 4 topuri, echipamente compartiment prevenire, seturi 9, pentru comunicație și informatică. Echipamente de protecție 10, din astea, cu totul, cap, mască, da, complet, echipamente de intervenție 10, instruirea personalului 40, publică de marcat pista 400, asigurări accidente 31, control medical 31 de persoane, rechizite 31 de bucăți. Consultanță, serviciu de urgență, 2500, puteți să-i transmiteți cu domnul, cum îl cheamă, pe vremea dumneavoastră, l-am menținut în continuare. Cine? Pe care l-ați avut, căutare, salvare, știu cum îl cheamă, cordelină. Păi cum le-ați lucrat cu personaje, nu știu cum le cheamă. 10, frânghi, lucaci, 10 bucăți, targă sanitară, 2, echipamente protecții, 5, drujbă, 1, lanternă, 5, scule și acces de scarcerare, 1, stații emise recepție, 1, pentru căutare și salvare, pentru protecția populației, cort, 10 bucăți, targă răniți, 1, paturi, 2, pat pliant, 100, saltea, 200, masă, 5, scaune, 10, echipamente de evacuare, 5, portavoce, 4. Pentru asistență medicală de urgență, dezinfecție și deratizare 1, trusă de prim ajutor 5, trusă medicală 5, targă 2, pat pliant 5, asigurări medicale 5, prevenirea îmbolnăvirilor în masă, substanță dezinfectant fântâni, cutii 20, localizare și stingere incendii, măturoaie cu coadă 50, topor târnăcop 10, târnăcop 36, cangi 16, cazma 40, lopată 40, găleată 40, scară simplu 2, stingător portabil 50, motopompă 4, motorină 200, ulei motopompă 20, tichete PSI 3, brâu PSI 5, bocanci PSI 15, țeavă reculare 4, cască PSI cu vizor 5, costume PSI 17, echipament 1, mănuși protective 20, manta de ploaie 14. Furtună tip C2, furtună, nu furtună, asigurări SVSU 15 și autoutilitară 1. Rampă de alimentare auto specială 4 bucăți. Asigurarea transportului, motorină 100, material întreținere, mijloc de transport 20, autoturism 1. O să zic domnul Gălățan, iar vă luați mașină? Asigurarea energiei, motorină 1000, balast 50, fier beton 20, ciment 6000, cherestea 10, manoperă 500. Menținerea, asigurarea restabilirii ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență. Motorin 100, uniforme 5. Modernizare, drumuri, rețea locală 500.000. Total lucrări, balastare, drumuri sătești 30.000. Restabilirea stării provizorii la normalitate. Calorifer electric 5, boiler electric 5, generator 5. Cort campanii 15, pat 100, pat pliant 100, pătură 200, lenjerie pat 200, saltea 200, mobilier pentru adăpost 5, mobilier PC1, ușă metalică 1, ușă termopan etanșă 1, reparații administrații publicii 1. Combustibil 100, motorină 200, butoi tablă 2. Acordarea ajutoare de primă necesitate. Materiale de igienă 100 de seturi, produse sanitare 100 de seturi, produse alimentare 100 de seturi, pături 10 bucăți, saltele 10 bucăți. Dacă nu nimeni îmi scrie la cuvânt, tot scrie la cuvânt. Cam cât ar costa tot să avem? Păi atunci am luat ceva apropo, adică nu știm nici câte o... Le aprobăm că ne dorim să le avem. Că să avem prioritate. Nu. Pentru că ne dorim să fim în regulă. Noi trimitem la Bacău, solicităm sumele, că nu știți cum se procedează. Cam ce sume eu asta? Socotiți, domnul Gărdeanu. Socotiți, că nu, dacă aveți o total făcut, dacă nu aveți o lasați-o. Total? 7.500 pipuțe. Nu putem socoti bucățele cu suma, știți? Da, nu, știți ce vreau să vă spun? Unele din ele care puteam să le folosesc la ajutor social, cum e măturile, cum e... Da, bine, așa vă dați seama că dacă e motorina, nu pui motorină pentru prim ajutor, nu cumperi pentru foc și pentru aer. Nu, eu vreau să spun măturile, ce asta ai spus dumneavoastră acolo, alea trebuie să le aveați niște târnacoape, niște hârieță... Abia de astea am mai cumpărat și le avea. Dacă nu e inventariată și sunt garașele alea, cred că garașele alea... Sunt inventariate. Nu, dar aveți unii... Nu m-am referit la inventariatul, mături și cu ăstea la antică, din cauza le dați la ăștia la ajutor social, nu știu cum țin fac. Mulțumesc, atâta. Supunem la voi. Cine este pentru? Stai. Încă o dată. Deci, la Rapaila Ciprian, Neacu... Ujoca Merea, Coscuță Tanță, la câteva. Vedeți că n-am plăbit lingua mea. Nu mă interesează. Dar probabil că nici unul. Nu e o problemă. Vânt Olivia, Hergelegeu Samuel. Acum, cine se abține? Se abține bine. Cine este împotriva? Împotrivă, deci Gălățan Ionel, Balent Elena, Bezărău Petru, Rapaila Adrian. Bună tot! Da. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea accesării de fonduri pentru proiectul creșterea eficienței energetice a clădirii școlii gimnaziale din satul Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău. Dau cuvântul doamnă primar. Ar trebui, nu știu sigur dacă ați auzit, programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinații de învățământ. Am zis să ne interesăm, pentru că acum, na, cu școala de la Tisa, am avea aproape 90% că intră într-acest proiect. Acest proiect urmează să repare acoperiș, nu să-l repare, să-l înlocuiască de tot, să facă acoperiș nou, să izoleze acea clădire, să facă centrală pe bază de energie verde. Da, verde. Sperăm. Eu vreau să încep demararea proiectului. Cu fonduri europene sau cu... Da. Obiectivul proiectului, obținerea unei finanțări de maxim 90% nerambursabilă pentru finanțarea de activitate. Eu în proiectul de hotărâre nu am scris pentru că trebuie să încep întâi să fac contract, să caut consultanți, să intrați. Dar am scris din ghid. Ce să mă aprobați, domnul Gălățan, să știți? Cred că la proiectul ăsta, ia să mai scrie și altul la cuvântul lui Gălățan, Gălățan. Ar fi întrebări și aici, foarte multe întrebări, dar... Deodată multe răspunsuri nu ar fi la acest proiect. O să fie, sau pot fi întrebări, bine, că pot fi și acum, dar pot fi întrebări după ce o să facem un proiect tehnic, o să vedem exact studiul, da. Și după aia, oricum ăla va fi supus aici. Da, corect. Ar fi, pentru că noi, ca și comună, nu vom avea niciodată bani să... Dar școala la Tisa este... Acoperișul plouă. Nu știu dacă plouă. Plouă. Dar restul este izolată de polistirile. Da, la că am avut probleme. Eu m-am ținut. Mă filmează, nu pot vorbesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Sunteți de acord la PNL cu... S-a abținut cineva? Este împotrivă, eu ca să văd. Putem? Este împotrivă cineva? Nu. Am votat pe Iedru, cumva să fiu împotrivă. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Udovești, județul Bacău. Dăm cuvântul doamnei primar. Da. Avem 3 persoane care sunt internate în centre de protecție de tip rezidențial. Una este Galavan Ioana, de fapt sunt aceleași de ani de zile, pentru că persoanele respective sunt legume, ca să spunem așa, deci nu... Nouă Urlăcrămioara și Tacaci Maria Iachmur. Comuna plătește o contribuție pentru întreținerea acestor persoane în centre de tip rezidențial, cu asistent, tot ce presupune îngrijirea lor. Problema pentru acest proiect este că noi vom plăti un procent doar de 35% din costul total pentru susținerea persoanei. Altădată plăteam 100%. Discuții? Da, din mine nu vrea să spun tot eu, doamna primară. Am văzut că aici și în raportul ăsta scris pentru asistentă socială, asta, ăștia sunt banii, 900, mi-aducime, a da, 91.500 de lei. Scrie pentru Institutul de Asistență Socială. Dacă tot la partea asta. Vorbiți de raport? Nu, nu, vorbesc de suma asta, dacă e egală cu suma... Nu, 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 nu e egală. Nu, e egală. Nu, aia e toată suma la asta. Întrebarea este atunci, dacă nu este, din cât dăm noi 35%? Cam? Deci dăm 35% din diferența care anul ăsta, zice așa, că guvern... Anul trecut cât asta? Nu pot aduce, nu știu exact. Tot suma 35%? Da, tot 35% am dat. 35%, dar începând din august. Am dat 35%. Nu tot anul. Nu. Ai dat o ordonanță. Da. Da, exact. Tot dacă o ordonanță. Eu dacă nu știu din ce sumă este, nu știu de acord. Nu e nicio problemă. Nici noi nu știm din ce sumă va fi. Pentru că ne dă o sumă TVA. TVA-ul ăla, vedem cât e diferența, cât costă. Din diferența care rămâne, 35% punem noi și restul Consiliul de Țean. Că de asta facem parteneriat cu Consiliul de Țean. Păi dar nu știm că n-am primit sumele de buget. Lasă, o facem o hotărâre așa, primeam sumele. Păi dacă ni cere hotărârea. Greșit? Și el v-ați greșească? Da, nu, am zis, nu, nicio problemă că nu aprobat. Chiar vă rog să nu aprobați. Nu vă rog, nu? Păi de ce? Dar să știe și persoanele. Păi dar să știe și cei din comună ce se aprobă și cine aprobă și ce nu se aprobă, nu? La urmă. Păi dar dacă nu știm o sumă, aprobăm așa... Păi dar nu aprobat suma aici, aici se aprobă procentul. Din cât procentul? Dacă ar fi 100 de milioane, dăm 50% și dacă ar fi 3 miliarde și dai 35%, fă suma ca ceva bine în bugetul ăsta. Să fie 3 miliarde. Eu am pus să... Bine mă amintesc că dumneavoastră trebuie să știți foarte bine, domnul Gălățan. Când ați fost primar, noi am aprobat cu 75%, dacă mi-aduc eu. Dar era primar. Și tot așa nu știam suma. Că atâta cerea Consiliul Județean. Da, da, știam suma. O știați dumneavoastră. O să știm, o să aprobăm. Normal, eu sunt de acord dacă știu cu suma, dar dacă nu știu suma. Păi dacă așa prevedic 30% trebuie primaria să plătească. Și aia la Consiliul Județean sau cine le cere întâiile astea, întâiile astea le cere. Eu înțeleg, trebuie să avem o tărândă. Dar sunt ea și... Domnul Gălățanu, nici nu mă așteptam să aprobați asemenea hotărâre pentru că erați primar și spunea să-și ia copiii acasă. Vă aduceți aminte? Eu nu-s de acord doar că s-a dat la Consiliul de Țean. Să-și iei copiii acasă. Sau în glumă, sau în serios, ba da. Deci hai, unul lei tu, unul leu eu. Așa duceați. Păcat că nu se filmă atunci. Deci să știți, da, păcate. Dar cum? Dar nu spuneați așa? De ce nu vă aduceți aminte? Poate consilierii celălalt mai vechi nu își aduc aminte. Domnul consilier Rapaila, dacă nu copilul ăsta plasame. Dar nu-i tot. Eu tot cresc. Nu mai faceți confuzii, vă rog. Nu fac confuz, dar eu tot cresc ceva de asta, tot fac ceva. Da, dar copiii ăștia nu se mișcă, nu vorbesc. Da, dar faceți, dar nu faceți degeaba. Da, exact. Nu fac eu, faci nevastă, este salariat. Atunci nu trebuie să, nu mai facem confuz. Dar faceți și dumneavoastră să vedem. Dar de ce să faci? Dar eu știu ce să fac. Păi dar atunci nu mă puteți obliga, nici dumneavoastră nu mă puteți obliga. Nici nu discută asta, discuții ei, nu? Da, da. Da, da. Problema e că dacă ar fi câți acolo, câți acasă la persoane, tot ar lua banii ăștia. Tot ți ia bani. Poate și mai mult. Că trebuie să plătească și asistenți personal, nu? Dacă dă acasă. Și întreținerea totală. Domnul Neacu, dar n-ați înțeles. Ordinul este să nu se aprobe, încă trebuia... Nu-i vorba de aprobat, e vorba de banii tot să cheltuie. Cât din Consiliul Local, îi dăm la Consiliul de Țean, îi dăm la persoanele care îi ia acasă. Nu dăm 30%, nu dăm 100%. E o diferență mare. La dumneavoastră vă referiți la ce face PSD în guvern. Să nu uitați că aici suntem în comună, că ați fost aleși consilieri pentru binele comunei și abia aștept să merg în fața oamenilor și să le spun eu. Așa nu a fost ales. Nu știu dacă știi cineva din comuna Odobești, nu știu dacă îl cunoaște pe cine de la dumneavoastră deputat sau ce. Îl cunoaște că ați făcut 3 poze în fața plancardei că aduce apă și canal în comună și scria foarte clar acolo că sunt lucrarea a început. Păi cum cine? Uitați-vă pe pozele care le-ați făcut pe Facebook. Păi da, normal, v-ați făcut poze exact în plancarda unde spunea că proiectul aici, în fața primăriei. Și să spunea domnul Penechiu că o să aducă apă și canal în comuna Udovești cu plancarda deasupra capului. Chiar uite, e o chestie, așa. Aici chiar sincer nu știu. Da. Ca și coparcea, se filmează că nu sunt coșuri în comună, dar se filmează lângă tomberon. Asta este. Atât a dus și capul fiecare. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut, dar era prea trează. Vorbim de coparcea aici. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Tot dar l-au făcut dintotdeauna. V-au făcut numai că v-au făcut campanii. Și se răgnea la mine în curtea școlii. Domnul, terminați prostiile. Întotdeauna ați distrus pe cei care au fost alături de dumneavoastră. Terminați. Nu e adevărat. Ba da. Nu, dacă o luăm pe istorie, dar aici e ședință de Consiliul Local și nu are rost. Discuții. Pentru diverse, cred că dacă se scrie cineva. Ne dau voie domnul Gălățan, că oricum durează și s-ar putea să zică câteva din problemele mele și mă scutește. Nu cred. Da. Doamna primar. Deci și eu vreau, după domnul Gălățan. Cu privința public este foarte mare problemă. Nu știu dacă ați văzut, chiar și la pronoul de fotovoltaice, de văzut că sunt acolo niște acumulatoare și trebuie completate cu acțiuni, cu proiecții. Vorbiți despre care segment? Segmentul primănăstirii, că mergeți primănăstirii, într-adevăr sunt multe... Sunt câteva care trebuie să înlocuite. Au fost o parte înlocuite anul trecut și probabil acum sunt celelalte care nu funcționează. Da, cred că da. Ieri mi-au contactat niște cetățeni din Comuna Odobești, dacă conducerea primăriei vrea să intervină, că la Islazul din Comuna Odobești au și oamenii. Am înțeles că e dată în concesiune de Popa Gianni, n-au unii săraci să facă stâna, n-au... Conducerea primăriei sunt oameni... Să intervină să discutați, eu știu, eu normal am părerea mea, dar dacă vreți să vă dau soluția, să ideați acolo unul cu stâna. Dar de ce nu ați... făcut dumneavoastră când ați licitat în 2010 soluția asta. Sau altceva. Nu, dacă... O altceva. Și eu stați, nu mai că știu răspunsul dumneavoastră. Ați întrebat familia Grăjdeanu câți bani a plătit. De când este pe Islazul ăla pentru Islaz? Doamna primare. Altceva. Da. Asta e o întrebare. Doi. Despre ei vorbiți. Nu, nu, și Ungurianu, și... Da, e aceeași stână. Și Sornea, asta are oi, și Doamna are oi. Cap, au și-o cinci cap. Dumneavoastră n-ați de obicei găseați cu ei să le dați. Păi i-a găsit, dar nu era o problemă pentru noi. Dar i-a găsit, da. Da. Altă problemă, în momentul în care s-a început licitația, doamna Grăjdeanu și cu Bianca și cu mai și care au fost chemați aici. I-am sfătuit să-și facă asociații. Eu mergeam să le fac actele necesare. Să depună dosar pentru licitație. Au spus clar, nu pot să scot banii. Nu dau bani. Ei, nu se poate să nu dai bani pentru Islazul comunal. Dar au, este atâta Islaz, atâta pășunii din arendat. Doamne, numai că toată lumea învățată să o pască pe degeaba. Nu, dar nu e din făscut aici așa. Vedeți dumneavoastră că ați înțeles greșit ce întrebare a pus. Nu are unii pași stâna? Stâna, pentru că nu au apă, doar. Să știți că e o problemă cu apă. Și dacă ne gândim că sunt oameni, tot cetățeni și animalele alea ființe, da? Și are și ele dreptul la... M-ați întrebat de 2010 când am scos eu la licitație. De 2010 când am scos la licitație au avut doamna Cercelă. Licitat. Atunci și eu lăsat în continuare și am avut grajul pe ori încoași. Dar eu lăsat pentru că nu mai și-o retras o brezilea contract. Și când am avut contractul, chiar m-am dus personal și am vorbit și asta. Iar cu plata Islazului, nu s-a mai prăstit în Islazul Comuna Odobești, când era viceprimar în 2004. De către cine? De către beneficiarul care au proprietare oilor animalelor. Vacă nu s-au plătit. Vă înșelați. Cei care au concesionat Islazul au plătit Islazul. E cu totul altceva. Adică că se vorba la o păstrăvă înainte. Nu amestecăm. Atunci s-a plătit individual. Și ea au fost chemată să-și plătească Islazul și nu. Deci pur și simplu nu au acceptat. În ședința trecută, dacă vă mai aduceți aminte, trebuie să aduceți o dispoziție care v-am dat eu afară. Da. Puteți să ne arătați? Da. La Consiliul Local? La Consiliul Local vreți să o arătați? Ați zis că în ședința de Consiliul Local. Da. Uite că am uitat. Cu privire la drumul de la pe măsura 125, am văzut că am spus în ședința trecută că sunt podurile și asta. Poți să mă sunați, asta, să mă duc eu cu ea. Numai să dați oameni, fără scule, fără nimic, să dați 5-6 oameni într-o zi. Ce să faceți? Să fac drumul la care v-am zis să te trec de cocoaș, să-l ajut tot social. Care drum, domnul Gălățan? Nu de exploatare. Dar ce să-i facă? Să desfundă podurile? Să desfundă podurile. Da, manuel o să le desfundă el. Că pământul, el are pământul în arendă. Să pun toate bornele de acolo. Bornele le punem noi. Am vorbit deja cu... Am zis de la ședința trecută și am dat de la ședința trecută. Dar dumneavoastră nu aveți pretenții chiar în timpul, în timp așa record să fie făcut tot ce spuneți. Adică sunt atâtea probleme la nivel de comună. Dacă dumneavoastră nu aveți poate... de ales discuția, așa și cu podul ăla. Nu faci, nu-l faci. Care pod? La Cristian Gădița, acolo. Da. Răbăsat să răd tot de ședința trecută, dacă vă aduceți aminte, să ne aduceți la cunoștință Consiliul Local, postul cu internetul ăla. Da, asta m-am interesat. Deci toate taxele care trebuie plătite sunt aprobate odată cu taxele și impozitele pe comună la taxe speciale. Deci noi vom aproba dacă luăm sau nu luăm taxe pe acea cutie care instalează la... Din taxe speciale. Da. Mulțumesc. Aia mi s-a părut chiar... Serioasă. Serioasă. Asta alte dosare. Ei, nu că nu sunt serioasă, sunt lucruri de durată care nu le faci chiar... Am văzut, am mers la deal acolo la Viorel lui Ivan, sunt 4 cuboare acolo în vreun loc. Am înțeles atunci când mi-a pus la intenție. Chiar atunci treceam pe lângă... Și la școală, am văzut aici și azi sunt la școală 5 cuboare. În multe școală una și aș avea rugămintea dacă... Pline cu placul. Poftim? Pline cu placul. Nu știu cum să... Păi nu le-ați văzut de asta. Toată lumea acum plapămile le pune tot în pubele. Dar ce mi-ai dat eu? Eu știu, aici erau pline. Serios. Dar de ele la dea de acolo, la Viorel Lugan, dacă ați vrea să luați două, să duceți chiar orice sugeta, orice... De aia mare? De două, da? Să le puneți acolo la intersecția aia care se duce spre Costea Roman. Este intersecția aia, era pus acolo. Dacă vreți să le duceți acolo... Da. Și de aici, de la școală, să mai luăm? La școală, ca să vă spun ce se la copiii care sunt, aveți în curtea școlii, dacă considerați că e pentru magazin și pentru aia, nu, nu punem pentru magazin pubele. Păi nu, dar sunt pe domeniul public și dacă sunt 4, eu zic că sunt multe. Ați mai găsit un loc unde să le ducem? Bă, sunt locuri unde sunt asta, de exemplu, o să vă spun chiar și acolo la Sangiu, la Vale, în intersecția aia. Nu are acolo, că avea. Este. Este? Da. Ei, vă mai observați și nu mai sunați, că știu că de răspuns nu răspundeți la telefon când vă sun eu, dar mai puteți suna, acum pe mine nu mă sunați, că știți și... Doamne, nu, acolo nu. Trebuie să vă arăt, dar vă rog, e ședința acum. A, dacă vă sunați pe numărul ăla care l-am acasă, să știți că într-adevăr l-am ținut acasă, ăsta e numărul care l-am. Nu, dar spuneți-ne numărul la care răspundeți, că nu vreau să mă știu cu vreo femeie să zică că vă caut pe un număr ascuns. Pe ăla care v-am sunat atunci când am... Cine știe câte telefoane aveți și cu ei le-ați repartizat. Ăla veniți în acasă ca să... ca WhatsApp. Bine, asta e... La Tisa Silvestri, firma de aia zootehnică, este preluată în domeniul public, în primărie? Firma zootehnică? Da. Dar cum să preluăm în domeniul public? Dar e privată, nu e în domeniul public. E privată, dar ăștia cu ajutorul social au strâns toate hârtiile. Dar nu a spus dumneavoastră că trebuie să strângă hârtiile și la toți cei care plătesc impozite. Și cum ăștia au plătit vreo 300 de milioane acum? Da. Și au zis, hai să le fac curat. Nu, da, mă întrebați. Dar ce-i drept acolo, să știți că cetățenii aruncă peste gard toate dumneavoastră. Exact, intenționat. Deci dacă vreți la ora actuală, să mergeți după ce au fost aia de la ajutorul social, să vedeți că aproape-i la loc. Intenționat fac. Atunci am pus o cameră, lua de veri și asta... Sunt camere. Ce le faceți? Păi tu, este lege, că s-a acționat. Cu 25 de lei amendă? 25 de lei. Acum, ca să vă spun dumneavoastră, dacă e 25 de lei, mă duc și nu mai scot coșul la poartă, mășalarul că e comun, dacă e 25 de ani... Asta depinde de conștiința fiecărui cetățean. Da, 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 atunci de conștiință, de exemplu, noi de exemplu spunem că 25 de lei și lăsăm în continuare să arunci? Și că lăsăm, ca și cum dacă l-am prinde putem îl batem și facem. Deci până vreau să înțeleagă fiecare că aruncatul ăsta, oameni care coboară din microbuz, la Cituiești. Doamna, mai faci niște adunări publice și spuneți... Domnul Gălățană, eu vreau să vă aduc aminte că aceste adunări publici sunt interzise. Până la 100 de oameni puteți. Nu până la 100, mai citiți. Dar dumneavoastră, dacă nu veni nimeni duminică ca să vadă când pandemie faceți adunarea, asta nu înseamnă că noi putem face adunări publice. Nu e adevărat, doamna. Ba e adevărat, domnule. Dar nu avem voi până la 50 de persoane. Da, 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 poate, în spațiu în care de obicei încap 200 de persoane. Și acolo nu cap de... Unde? Acolo unde? În sala de clasă? În sala de clasă a fost 12, care e ăsta? La 12... Domnul Gălățan, nu se fac adunări publice. 11. Și nu au venit toți care ați chemat, nu? Doamne, care sunt la prazni, care sunt la... Da, vezi? Asta e treaba. Nu sunteți destul de combinători. Am întrebat la Bacău, dar ați vorbit altfel, dar am întrebat la Bacău, dar poți să țin și din cauza asta. Dacă nu spunea, nu țineam, să știți. Dar i-a spus că vin numai 11? Nu i-am spus că, dar suntem 12 de toți, care? O postrie la cap. A dat schema doar consiliere? Dar de fapt acum e divers. Birou. Birou. Birou? Sunt persoane care au fost acolo, fac parte din birou, care? Birou de organizație? De 4 secretari, de viceprimari. Nu, n-am 4 secretari. Viceprimari are 8. Membri? Am înțeles. Da, cum nu? Unul singur avem o secretară, 2 vicepreședinți. Domnul Gălățan, acum serios, facem o pauză. Da, facem. Eu într-o zi merg cu dumneavoastră, la toți viceprimarii dumneavoastră, care știu că sunt viceprimari. Dacă nu sunt 8, n-ați de băut. Dar ei știu că sunt vicepreședinți. Vă dau de băut, numai că să spun și dacă scot, dar eu știu ce am luat. Dar eu mergem împreună și îl întreb, ce funcție ai la PNL? Și dacă n-ar să zic încă am 3 care sunt secretari generali. Ei, uite, au fost Neacu înainte. Au rămas de la alegeri. Erau viceprimari din fiecare comună. Am văzut că a spus numele comun. Nu le-am terminat. Nu le-am terminat pentru că am constatat niște concordanțe între nomenclatorul stradal și între numere când au ajuns să fie puse fapte. Ei, am făcut o comisie care va merge în fiecare sat să repartizați și să ia fizic, fiecare, Gălățanul, Rapaila, așa. Da, pentru că sunt niște probleme și la Cituiești. Peste tot. La Cercel are 3 porți, 3 numere. Peste tot, da. Pentru că ei au luat... Deci acest domn l-a luat de pe harta cadastrală. Și unde au văzut o bucătărie, eu mai pus în număr. Și ăsta e încurcat acum, de exemplu, la mine numărul 36, am înțeles. Da, nu, sunt... Deci nu vor fi definitiv. Când o să vină cineva să zici, doar stai la numărul 36, numărul pe casă, păi stai 36. Nu, o să revizuim acest nomenclator și la fel îl vom supune aici, în ședința de Consiliu Local, pentru reorganizarea lui. Cu iluminat, tot la iluminatul public, mă întorc înapoi, în satul Odobești, am văzut și în Tisa la altă seară când mergea, nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă votul vântul, deci nu merge acum, dar nu mergea. Ieri o reparată, dar la Udovești, ce se întâmplă? Acolo sus la ărea, au fost ieri mașina Ionului și au pus pe fire, au pus tijuri din alea, că acolo au fost probleme. Da, da, dar dacă nu era curent, ce spuneți dumneavoastră, dacă nu era curent, nu era nici în casă, dar în casă oamenii aveau, că eu m-am uitat. Păi da, în casă aveau... Da, că am întrebat că ieri. Deci firul de la iluminatul public a fost, din transformator, a fost ars în siguranță. Când au luat ăștia la Crăciun de instalație, chiar vechi de la intrare, la Odobești, ăla nu mai e la calul. Când se aprinde când se merge. Fâlpâi. Deci din față la Iulian, nu? Da, și la Gogu, la... Domnul Gălățan, dar la domnul Iulian, când? Acum ați văzut? Când o să prind, că așa și o reparat. Când plouă lecuți, că nu mergi. Acum? Da, șase ani, dacă... Acum, dacă... Și la Gogu, care e? La domnul... Da, la Cujoc Carul. Da, da, da. La Neamanului. Da, e la intersecție. Da. Și intersecția... Trebuie să fie iluminat. Mergea, că nu. Așa mergea. Bogul chiar asta m-a sunat ca să spun că a avut ședință. Dar eu cred că nu s-a uitat. Noaptea sau ziua. Cred că ziua sau ziua. Dar veniți de la Titi că s-a uitat? Ca să mai pui întrebări răutăcioasă. Puneți întrebări răutăcioasă, puteți să puneți asta. Eu spun că eu aseara am trecut, noaptea m-am dus la taic, mi-a jărit, dar avea și în față. De asta am întrebat, pentru că sunt când își vântoase dintre astea, să ating fiecare. Trebuie să sună acolo. Nu, nu spălați în direct, că sunt crescuși așa. Trebuie să spuneți, la interviul cu asta, cu ajutorul social, dacă o spui de acord, de exemplu, am văzut și chiar raportorul, că ne-am implicat tare, s-au implicat consilierii, eu nu am trecut, nu m-am implicat, deși să recunosc că nu m-am implicat, dar eu chiar la anul ăsta chiar vreau să mă implic. Și chiar vorbim de ajutor. Da, dar mai ziceți și cu ajutor social. Ăstea de la ajutorul social. A, să mergeți cu ei, adică, da? Da, aveți nevoie și asta. Eu la domnul, dar haideți dați numărul de telefon pe care vă spun vorbesc serios acum. Că eu chiar am avut nevoie de ajutorul dumneavoastră, să se întâmplă niște acte care 074. 77737, da, la bieți. Nu la bieți, da. Cu 372. 8-6, dar m-am sunat când am venit și am vorbit. Păi, dacă m-am sunat și eu nu v-am salvat, degeaba m-am sunat. Că eu aveam un număr și... Nu ăla care îmi dădea pe WhatsApp, că am dat eu și prima dată am vrea pe WhatsApp și m-am zis că n-am WhatsApp ăsta. Ăsta n-am pus la WhatsApp. Dacă ați terminat, domnul Gălățan, pot să... Era vorba din numele astea de la porți care... Știu că sunt probleme, deci am luat la cunoștință la anumite consultanți cumva că nu sunt de regulă, dar spuneți la asta. De asta am insistat și nici nu le mai punem. Pentru că nu mai vreau să le mai punem toate și să le... Și acum, dacă știu că urmează programul ăsta de balastare, ar fi câteva de probleme acolo la lungul Vasila, unde stai apă văloaia acum, Ciprian. Acolo iar au început să formezi un șanț pe mijloc. M-am trecut chiar ieri de acolo și... să intervenim cumva, ori să aduncem șanțurile din nou, să astupăm șanțurile din mijloc, pentru că până acum 3 ani, de atunci sau 4 ani, chiar au fost în regulă. Deci, cred că de fiecare dată când ne apucăm, vă anunț cu toți consilierii, uite, azi faci și mai cituiești, da? Și fiecare azi faci și faci. E vorba de dealul la Creola, știți, da? Da, eu am mai fost, nu-i problemă, dacă înțelegeți asta. Și ați vrut, aia ați făcut. Adică și ați vrut, unde ați considerat că trebuie. Șanțul ăsta de la Lozencă, am fost la Lozencă Pietru, am fost special cu domnul Vici acolo și am arătat cam multe șanțuri care se adun pe același șanțuleț mic și toată apa iese în drum. Și o ia pe de-a dreptul. Dacă vorbim de Filip Costică care... Apa vine pe la mama ta, pe la poartă? Da, deci noi ia pe drum, noi ia prin șanță, ia pe drum. Am făcut și o filmare, dacă v-am zis, am dat la domnul Vici. Acolo, iar nu știu cum ar trebui să procedăm la curba acolo, pentru că o ia prin grădină la vale, trece drumul chiar, o parte vine pe drum, o parte... Deci acolo să mai mergem și o treabă, zic eu, mai serioasă, poate constata și domnul Gălățan. Da, acolo, ca să nu mai iasă de asta, dar e periculoasă. Nu, eu cred că am putea face, m-am gândit. Trebuie să fac o... Că să iei din viteză api, că de aia vine din viteză, și au probleme și... Da, adică să nu mai vine cu valgă, sare șanțul, da. Da, vine cu viteză, trebuie să vin de asta de captare. Dacă vine ora de captare, dacă nu-i pui deasupra, de exemplu, să copii acolo. Dar nu neapărat că mâncăm, cred că și o bordură așa cumva, cam la nivelul drumului un pic mai sus. Trebuie deasupra, și la... Spune mai multe puncte. Dacă mergem acolo la fața locului de ori. La Argint Gheorghe este, vă spun eu, de exemplu, este și chiar aici la primărie, care vine de la deal. O problemă mai serioasă ar fi asta, cu multe gospodării au știu eu, am spus aici, apa menajeră, adică de la bucătărie, de la ghiuveri, de unde au ei, nu știu ca să nu spun fosi sau altele, care se scurg în șanțuri, deci în permanență, pe timp de vară, dacă mergi, nu poți trece, ți-a nas. Că sunt numai resturi de mâncare, numai sunt putii, arată și urât. Și cred că ar trebui să mergi, nu știu, eu dacă mă duc ca și consilier, nu știu cât mă ia în considerare. Dar dacă mergi, domnul Vince, de-a duc la cunoștință, măcar să știm că le-au dus la cunoștință. Dacă se mai întâmplă în continuare, atunci vedem ce măsuri putem lua. Dar dacă ar fi să le numerotez sau să dau nume, cred că sunt 4-5 la noi la Cituiești, chiar la strada principală, la drum betonat, la șanț betonat, unde... Și la drumul de pământ, la șanțul de pământ, am fost cu domnul Vici, am arătat câteva. Da, și zic că ar trebui luat în davul, vine vara, na. Cam atâta despre... Ca să nu spunem că am înțeles că ați ajutat un pic biserica de la Cituiești. Și da, și... Da, s-au luat în serii materiale, am dat drumul la lucrare acolo cumva. Am fost și eu și am ajutat pe parcurs, poate. În funcție de... Și pentru transparența de care vorbea domnul Gălățanu, după ce vine bugetul, voi scoate la concurs post, același post pentru mediu, unde nu l-a alungat nimeni pe domnul, da. Doar că una dintre condiții trebuie să aibă liceul cel care vine, adică nu liceul. Deci o lua concursul. O lua concursul, nu i-a plăcut salariul. Și nu numai salariul nu i-a plăcut domnul Gălățanu. Trebuie să spuneți la cei care vin la asemenea concursuri. Stați un pic, domnul Gălățanu, trebuie să... Stați un pic. Eu am venit să mă înscriu, eu am vrut să mă înscriu, dar nu am văzut nici o... Da, da, era, numai că... Dar de ce vă duceți la secretarul comunii și nu vă duceți la secretarul comisiei? Știți foarte bine că secretarul... Dar putea să spună... Erați prea nervos atunci. Nu eram nervos. Erați nervos. Sincer, nu eram. Dar era imediat după alegerea viceprimarului și era nervos. Dar haideți să revenim la lucruri serioase. Domnul Gălățanu, sunteți consilieri și nu numai dumneavoastră, toți domnii consilieri. În momentul în care se încadrează la o primărie și dumneavoastră știți foarte bine, pe protecția mediului sau pe alt compartiment. Aici la primărie este o adunătură, Toate actele, de unde vreți dumneavoastră, vin la primărie. De la Direcția de Sănătate Publică, de la oriunde, toate instituțiile trimit adresele la primărie, da? Ei, cel care răspunde de protecția mediului, îi se repartizează corespondența. Anumite persoane, chiar dacă au bacaloriatul, în momentul când văd adresele alea, pur și simplu, nici nu le mai citești. Așa s-a întâmplat și acum. Le-au pus teanc și-au plecat. Adică nu o sta nici o săptămână. El s-a speriat numai când a văzut teancul de hârtii, știți să mai... Adică aici chiar sunt acte. Știți foarte bine, asta trebuie explicat la oameni. Adică nu vii la primărie să stai și să te uiți să văd când treci și cursa. Indiferent dacă stai și mai te uiți când treci și cursa, dar ai un anumit... o anumită răspundere și un volum de muncă pe care tu trebuie să-l faci. Nu să-l face nimeni. Da, adică... Chiar colectiv era hotărât să-l ajute. Adică nu... Aveam nevoie de om. Cum Nicuță vine, uite, nu... Da, o plecat pur și simplu, nici nu l-a spus când o plecat. Dar nu contează. Deci, vom scoate, am revenit. Fără nimic. Nimic. Nu, dar... Să nu mai bine. L-a pus doamna primar să caute niște drumuri pe o hartă, le-a căutat, adică nu... Arăta la început, arăta așa, dar v-am spus, pur și simplu. Iar compartimentul ăsta de protecția mediului este cu mult volum de muncă, că asta este. Deci, muncitor la protecția mediului vom scoate la poliția locală și la referent protecția mediului. Dacă îmi permiteți și mie să mă intervin aici, ce-a ridicat pe domnul consilier Cujoc Sorin, puteți să, ca să nu deranjăm și lumea, nu că nu deranjăm cu ce a spus dânsul, ăștia de la mediu, când eram primar comună Udovești, am avut mai multe cazuri, dar am fost și eu, puteți să le sugerați că să pună o găleată. Asta știm când îl găsă o găleata aia, ca să nu se mai ducă exact ce a zis. Eu sunt mizeria aia să miroase. Aici puteți vă duceți dumneavoastră personală sau domnul vice, primar, să meargă în comun. Eu mă bucur că ziceți că scoateți la concurs să vină să... Păi nu avem cu cine face treabă. Așa este, dar eu tot sper că să vă depriniți gândurile, dar depinde ce bani o să primim de la asta. Și are o altă problemă care n-am discutat. Oricum noi avem 22 de posturi, din care sunt ocupate 9. 10. Avem 10? Păi 10 cu 2 demnitate. 10 cu 2, nu, 10. Hai să ne mai luăm. 9, sigur. Ei și numărăm. Nu, dar 9 sunt eu. Adică restul sunt posturi vacante. Iar o problemă, doamna primară, n-am ridicat-o niciodată cu rapua, dar o ridic eu acolo, uitați acum, exact. Mai aduceți și nouă informații, de exemplu, pandemia asta, de exemplu, văd că toată România asta e pandemie, dar eu de Odobești, să mai fiu și noi informații aici în Odobești, să nu spuneți, sunt cazuri, poți să câștigi cazuri, într-adevăr, asta. Și anul trecut, n-am văzut scris în raportul ăla, că anul trecut, să știți, chiar au fost probleme anul trecut și ați avut probleme cu aia când s-au întors, când au fost, cum să vă zic, nu știu, ăștia zici că arestați la domiciliu, dar nu, au fost izolați la domiciliu. Dar m-am văzut și acum pe arestați cu și noastră, toată familia al domnului Rapaila, spre exemplu, cu toată familia, nu știu, dar... asistentul social, de asta am văzut, asistent social sau persoană, de exemplu, sau, cum v-am spus, că ne sunați pe noi, eu nu eram consilier anul trecut, eu chiar am fost solicitat asta din multe familii care chiar și, cum să vă spun, nu credeți că le-am dus pe degeaba sau contra cost. Păi de asta ați fost solicitat, pentru că aveți magazin. Nu eram la... Și aveați de unde? Nu, dar nu să suni pe, nu știu, pe cineva care nu are. Ce o zis? E face datorii, când termină pandemia, o plătește, iese și... Nu e nevoie de bani. Și am făcut eu la farmacie. Da. Problema este că noi primim și nu avem nici nimic în COVID, deci Direcția de Sănătate Publică ne trimite mereu cei care sunt în carantină și iar noi dacă îi vedem pe drum, să anunțăm poliția sau oricare cetățean are obligația să anunțe, știe că a venit domnul Gălățanu din Italia. Anul trecut a fost mai strictețe. Și apoi la fel, legea. Legea nu s-o apărca. Nu toți îți puși în carantină care vine din Italia. Corect, nu toți. Da, păi primești, poliția primește de la vama primește. Deci nici nu apărca. Și ajunge și mai târziu, 20, 30 după ce ajunge. Dacă vă vine la Direcția de Sănătate Publică la dumneavoastră, la primărie, vine și la poliție sau comunitate? Și la poliție și la medicul de familie. Păi dar poliția nici nu ia în seamă pe noi, nu ia în seamă ce primești pe el. Da, de la vama. Așa poate spună cu la Timișoara. Nu, am mai sunat, cum ne sunau și pe noi de la magazine în special. Uite că ăsta au venit din nu știu unde și sunam și eu de post. Și noi nu am primit, când primim atunci. Da, că sunt, asta vă zic eu, normal și în bugetul local de anul ăsta, dacă toți mai duci pandemia asta, să prindeți o sumă de bani din acolo, care putem să ne ajutăm. Sunt unele familii, ca să vă spun ce zic, când sunt acasă, n-au ce mâncare. Când sunt acasă, n-au ce mâncare? Da, n-au pâine, n-au făini. Asta nu credeți că, într-adevăr, iar normal, el spune doar, și dacă se duce din partea primerii, se ducă 5 pâini. 5 pâini, ce doamne mea, că dacă le duci tu ca om, ca persoană. Da, asta nu e o problemă, că noi o să identificăm persoanele și le spunem. Și să știți dumneavoastră că sunt oameni care, asta, ce-au bani acasă, ei au bani. Știu, da, nu are ce le duce. Asta e. Am înțeles ce spuneți. Mai suntem scrie acolo? O joc. O scos. Numai că m-ați bruiat de la faptul. Eu nu m-am. Dar eu știu, dar gitară.